Ziua Mondială a Consumatorului, sărbătorită în fiecare an pe 15 martie, are în 2017 ca temă de dezbatere drepturile consumatorilor în era digitală. Dat fiind faptul că vânzările online au luat o mare amploare și în România în ultima perioadă, se cuvine să acordăm o mare atenție acestui tip de comerț și să informăm consumatorii asupra tuturor aspectelor legate de comerțul online, astfel încât să fie în măsură să ia cele mai bune decizii pentru ei în deplină cunoștință de cauză. Consumatorii Prahova au o serie de sfaturi pentru cei care își fac cumpărăturile online. Consumatorii trebuie să cunoască următoarele lucruri. Să verifice înainte de încheierea contractului dacă pe site-ul respectiv, comerciatul informează corect și complet privind datele de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa poștală și electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare al societății comerciale și cel de înregistrare fiscală, acesta oferind date despre seriozitatea operatorului economic respectiv. De asemenea, pe site-urile respective trebuie trecute caracteristicile esențiale ale produsului, prețul cu toate taxele incluse, cheltuielile de livrare, dacă este cazul, modalitățile de plată și de livrare și perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului. Consumatorii trebuie să știe și că, din momentul în care au primit un produs comandat pe internet, au 14 zile timp la dispoziție pentru a returna, dacă nu sunt mulțumiți, fără să invoce vreun motiv. Chiar dacă l-a desigilat și l-a folosit normal, pentru că altfel nu se poate da seama dacă acel produs îi convine sau corespunde nevoilor sale, da? El îl poate trimite înapoi exact prin aceeași modalitate în care a fost primit. Verificați site-urile de pe care comandați? Da, de obicei da. Cum? Pur și simplu sunt site-uri vechi la care sunt abonat și cumpăr numai de la ei. Și n-am avut probleme niciodată cu ei. Nu cumpăr de la orice site, să fie clar, de la orice... Știți că trebuie să aibă datele de identificare ale firmei? Absolut, tot. Totul, cu factură, cu tot ce trebuie. Dar s-a întâmplat să fiți nemulțumiți de un produs, să-l returnați? Nu. L-am returnat doar că a fost mărime mai mare, atâta tot. Dar din greșeala mea, nu din greșeala lor. Ce obișnuiți să cumpărați online? Haine, încălțăminte, IT... Ce e mai comod, așa? Este mult mai comod. Obișnuiești să faci cumpărături online? Da. Ce s-a întâmplat să fii păcălit? Nu. Faci cumpărături online? Nu. De ce? Pentru că nu am încredere în site-uri. Dar ai cumpărat vreodată și ai fost păcălit? Da. Zeci de reclamații se fac lunar la OPC Prahova care vizează cumpărăturile online. Există multe reclamații primite pentru cumpărături efectuate online. Consumatorul reclamând faptul că produsele nu au fost livrate în termenul specificat pe site. Produsele nu corespund caracteristicilor pe care el le-a văzut pe site-ul respectiv, deci cu care s-a informat și pe care le-a solicitat. Sau operatorul economic nu rambursează în termenul legal sumele de bani pe care le-a primit de la consumator în urma returnării produsului respectiv. Pentru evitarea acestor situații, consumatorii pot contacta comerciantul prin telefon pentru a-i cere informații suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vânzare sau condițiilor de livrare. Modul în care răspunde la aceste întrebări le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozității vânzătorului.